Cred că nu sunt eu cel mai bun expert să spun câte ajutoare au venit, sau dacă ați spune o părticică ar fi prea puțin, dacă ați cerca să spun ceva mai mult decât, hai să zicem așa, România după cum e ea, adică mi-a ajutat foarte mult. Fiecare vede acel foarte mult în felul lui. Să zicem, America are alte forțe, alte puteri și poate să ajute, de mă rog, la alt nivel. Dar mulțumim de cât ne-au dat. România face un efort, nu un efort, eu cred că face mai mult pentru românii de aici, face o binefacere, ca să zic așa. Ajută, într-adevăr, Chișinău și nu numai Chișinău, Moldova, ajutoarele care vin pentru grădinițe, pentru școli, pentru parcurile noastre. Uitați-vă ce parcuri avem frumoase și grație guvernului României. Le mulțumim pe această cale și sper să nu-i dezamăgim. Am doi nepoți care au cetățenie dublă și sigur că știu lucrul ăsta. Știu investițiile lor în grădinițe, în școli, în alte instituții de învățământ din țara noastră. Vorbesc de învățământ superior la Cahul, care tot știu de lucrul ăsta. Deci sunt sute și sute de proiecte care sunt finanțate de români. Copiii au plecat la învățătură și respectiv de acum s-au aranjat acolo cu traiul, cu job-ul, le place un pic scumpșor orașele mari, dar dacă nu s-au întors înapoi, înseamnă că e bine acolo. Eu cred că mai mult decât suficient. Trebuie să fim recunoscători, trebuie să mulțumim și trebuie să facem și noi un pas. Că un vecin poate să vii 10 ori să-ți aducă și să-ți dea, dar deschide porțile, primește-l, duci tu la el, fă, colaborează cumva. Că e țara asta așa mică, cunoașteți Bruxelles-ul, și țară mică, și sunt multe exemple. Eu nu zic că strâm ca Monaco, dar cu atâtea miliarde ajutoare, nu-i control înseamnă că. Nu-i control, da, bine, că aici e frumos și e bine. S-a mai reparat acum drumurile. Dar, în general, eu vin odată în an și ar trebui să observi. Dacă e curat, că sunt urni, mă bucur. Dar, nu știu, undeva sau este o gaură, sau mai multe gauri. Peste tot loc, începând de la Parlament, de la toți trebuie să dea dare de seamă ce a făcut cu suma aceasta de bani, unde a investit-o. Nu că a luat de la cumnatul lui, a cumpărat produse de astea de construcție și le-au duplat sau triplat prețurile. Că asta tot nu e normal. Eu de asta vă spun, dacă ar fi control, ar fi mult mai bine. Cât fac ei pentru noi, întotdeauna când cineva îți face un bine, trebuie răsplătit tot prin bine și trebuie să fii mulțumit întotdeauna.